al luminii și a bucuriei, aducătoare de speranță și iubire creștină. Este un moment care ne definește ca oameni, ne fundamentează ca societate și ne întoarce deopotrivă către cel de sus, către noi înșine și către cei din jur. Tuturor celor care sărbătoresc astăzi Paștele, în țară și în străinătate, creștini ortodoxi, greco-catolici, penticostali, baptiști, adventiști de ziua a șaptea, creștini după Evanghelie și armeni, le doresc sărbători fericite, liniște în suflete și bucurie în familie. Hristos a înviat!